E un proces. Aduți aminte energetic. Aduți aminte la 16 ani ce făceai? 15-16. Eu mă țin minte în o gradă, la noi acasă. Asta se întâmplă, de fapt. În ogradă. Ascultam muzică și sau citeam și făceam ceva. Învățam să croșetez sau coseam sau... Dar mai mult eram așa într-o relaxare și ca și cum ți se ajungi la, la majorat. Noi majoratul, școala și ce credeam noi și înveți, umble de nebună și vezi ce nu trebuie să înveți sau faci ce nu trebuie să faci sau faci ce trebuie să faci. Majorat înseamnă spiritual, înseamnă 18-16 ani, 16 ani, 15, așa. Și ți se dă voie să intre în școală, în școala magilor, în școala bioenergetică, în școala care vrei tu, în școala ta, ca să înveți lucru cu energiile. Dar tu, neștiind lucrul ăsta că e de fapt cu energiile, te arunci în forme care sunt deja formele făcute, da? Sunt programele. Și da, fiindul tău, câmpul tău energetic e plin de programele deja pregătit de viețile tale anterioare, da? Tu ai crescut până la 15-16 ani, mai umblând la ele, mai transformându-le, nu ți-ai dat seama, și la 15 ani, 16 ani, ai voie să, să faci școala energetică fantastică, să alegi ce vrei, să visezi ce vrei, să te arunci în orice vis și aduți aminte când erai la vârsta asta minunată, ți se întâmplau lucrurile foarte repede, pentru că vroiai aia, ți se întâmpla aia, vroiai aia, aia. Plecai, veneai, colindai lumea, nu ți era frig, nu ți era rece, ăsta cald, nu ți era... Era tot una, dacă iubeai, iubeai până la capăt, dacă te aruncai să alegi prin ploaie desculță, experiență personală, te aruncai și nu aveai treabă. Treceau mașini, tu mergeai, nu aveai frică, că poate o sticlă spartă sau ceva fier sau calci în ceva, nu aveai nicio frică, țin minte, nu aveam nicio frică și țin minte căldura apei vara, când ploua tare. Și tot felul de senzații care acum le știu, nici nu le mai ții minte, dar știi, da, domnule, asta am făcut, acolo am fost, da? Mirosul focului de tabără sau tot felul, da? Erai aruncat în ce-ți doreai. Și țin minte că stăteam în grădină, în fundul grădinii, da, ascultam muzică și visam. Cum o să, eu fiind în Moldova, da? Visam cum să ajung în România, ascultam muzică românească și italienească, aia, am mai înregistrat odată, da. Și tot visam. Și ai fost și să fac teatru și să fac nu știu ce și ți s-a permis lucrul ăsta. Deci tu atunci alege ca un fel de cum la doctor e un an... Înveți tot și pe urmă ești difurcat, trifurcat, fiecare se duce în ce îi place. Unul e chirurg, altul e stomatolog, altul e ginecolog și așa mai departe. Și e fost aruncată toate visele cât de cât să încerci una și alta, da? Cât ai crescut și la un moment dat chiar îți trăiești viața în felul ăsta. Și la mine a durat școala bioenergetică 40 ceva de ani pământești.
câte secunde, minute interstelare, nu voi ști niciodată. Sau poate până la sfârșit o să înțeleg și acolo cum e. Ca să guști din tot ce ți-ai propus, toate visele, toate, dar e din fildul tău, din energia ta, am mai zis-o. Că mi-a scris cineva, n-am înțeles ce spuneți, mai spuneți odată, că n-aveți experiență. Păi nu prea ai experiență niciodată. Când ai ajuns undeva și zici, domnule, gata, am experiența și învăț și pe alții. Ei, stai să vezi acolo, acolo începe nebunie. Când scrie elevul tău, care ascultă, deja e elev, vrei, nu vrei, un cuvânt auzit din partea ta și deja e elevul tău. Și îți scrie, ce a spus domn profesor? Că n-am înțeles. Să aveți curaj, doamna profesoare, că noi vă ascultăm, vă admirăm. Da. Te arunci și guști din tot, dar încă o dată e din câmpul tău magnetic. Și magnetic, ok. Energetic, magnetic, da? Atragi totul și bine și rău și non-dualitate și dualitate și tot ce vrei, da? Din câmpul tău energetic și încă o dată, ce înseamnă câmpul tău energetic? Sănătatea. Eu le iau așa băbește. Sănătatea ta. Da? Și tu din sănătatea ta ți-ai permis ce? Să plec în România, să învăț întâi teatru, să învăț aia, să fac un copil, să mă mărit, să nu știu ce, pe parcurs, toate odată. Erai tânără, vrei tot. Să văd lumea, să mă duc să văd, să plec încolo, să plec, ai proiectat cu teatru, de la Chișinău ați proiectat tot felul de deplasări, mi-aduc aminte cum am ajuns prin Egipt, cum am mers cu autocarul ăla, nu le lăsau de pe un continent pe altul, vai, cu cârnațul ăla agățat, picura grăsime, că era o căldură mare și trebuia să avem ceva de mâncare și se uitau alții din... Treceau autocare pe alături, îți dai seama din alea super etajate și... Se uitau la noi ca la, da? Ți-ai permis, ți-ai propus, ți-ai așa și universul ți-a, da, zis. Și ai plecat și, dar a fost superb, a fost minunat, te-ai aruncat în toate, ai avut și probleme, ai avut și te... ai încercat ceva, nu ți-a ieșit, ai avut și succesuri enorme, te-ai simțit extraordinar și ai de toate. Și toate astea, de unde au fost? Că n-ai fost admisă mai în energiile mai departe decât din fieldul tău, din bioenergetica tău, da? Încă o dată, din sănătatea ta. N-ai mai primit nimic. De la univers n-ai primit, universul nu i-ai dat, totul s-a organizat 40 de ani pământești, acolo ai colcăit. Ai încercat tot, da? Și când ai înțeles că eu până aici, da? La 40 și ceva de ani, te-ai rupt. Te-a expulzat. Adică te-a tras în marea energie, universul. Te-a scos din exerciții. Sau ai sărit tu. Okay. Și acum... Adică, la vârsta care o ai, eu am 60, da? Și 20 de ani în urmă, 40 care au fost. Și tu ai sărit la 60, dar ai fost întoarsă în timp cu 20 de ani în urmă. Fiecare om e întors acum în timp cu 20 de ani în urmă și... La care vârstă e, nu contează, tânăr, bătrân, frumos, urât, deștept, prost, așa. 20 de ani în urmă și de aia zic 40 de ani. A fost lăsată să înveți lecțiile bioenergetice, cum se lucrează cu energia, neștiind nimic și neînțelegând și cine știe în ce te aruncai. Bun. Ca acum, la vârsta asta, să fie aruncată înapoi cu 20 de ani, de unde ai fost trasă, da? De energie în afara exercițiilor. Și ai dreptul să, după ce ai învățat și știi despre ce e vorba, plus minus, că și asta e. Înveți și tu de la elevii tăi. Uite, mai scrie cineva o întrebare sau ceva îți dă peste cap, că nu a înțeles nimic și tu trebuie să mai răsfoiești acasă niște conspecte tu ca profesor. Așa.
Și asta e o bucurie pentru profesor. Când auzi, de nu știam de ce m-am bucurat când am auzit, dar spuneți că nu înțeleg ce ați spus acolo. Mă scuzați, vă rog, dar da. Și chiar am așa de fericită, zici că înseamnă că e ori a înțeles și e mai departe și nu te mai înțelege, nu percepe deja vibrațiile unde ești tu. Și atunci drum bun, știi? Drum bun s-a dus mai departe elevul tău, bă, în energie, despre energie. Și asta vreau să zic. Și acum ai acces la toate energiile posibile. Uite, și normal, te-ai speriat, te-ai bucurat, te-ai toate împreună. Am avut nopți nedormite, eram excited, simțeam că mi se întâmplă ceva extraordinar, că mi s-a întâmplat ceva extraordinar, că mi se întâmplă, că mi se va întâmpla. Deci era așa o chestie de câteva luni pământești, nopți nedormite și upgradări și așa mai departe. Știam că se întâmplă, nu știam unde și ce. Da? Eu le simțeam și mă gândeam la ceva concret, că se concretizează, nu, se upgradează înăuntru și tu dai voie, tu permiți să se concretizeze în ceva, o vacanță super tare sau nu știu ce, că vezi, Doamne, trebuie la mare să mergi, că acolo trebuie să la Bali, cum să zic, în Bali, să mergi, să faci nu știu ce. Nu ai treabă cu nimic, tu dai acces la, ai nevoie de așa ceva sau nu? Că e din sănătatea ta. Acum când înțelegi de unde e și toată energie e ca apa de care ai grijă dintotdeauna, s-a știut, tu n-ai vrut să bagi în seamă că apa nu mai cumperi din ăla să tragă din fântână, să bârâie, bâzâie și să te deranjeze. Că tu zici, nu, nu mai ud, repede, bâzâie și gata, am deranjat. Și fiecare om udă și bâzâie și dimineața și seara și te miri de ce nu e liniște, da? Nu mai merge cu bâzâie. Din fântână, de aia e fântână ca să scoți cu căldarea. Nu pot, că mi-e rău, că nu știu ce înseamnă că nu scoți. Nu e pentru tine să scoți. Nu e pentru tine să uzi. Păi, dar se prăpădește copac. Nu se prăpădește. În lumea ta se prăpădește. Are grijă pământul și îl crește și îi dă tot ce trebuie. Nu trebuie să ai grijă lui. Păi apare, văd uscat. Păi în lumea ta e uscat. Înseamnă că tu trebuie să faci altceva. Mai ai nevoie de să scoți că ți-e greu, trebuie să faci altceva. Nu știu, să meditezi sau să... Așa. Și în familie, de multe ori te gândești dacă stați toți într-o casă sau dacă n-ai de ales, faci gard, pui între, desparți cumva, cât mai autonom să fie fiecare membru din familie. De-aia, de pe timpuri știau ei ce știau, dar nu era până la capăt lămurită treaba cu tu ca părinte îl ajuți pe copil, că copilul să-și vadă de treabă mai departe, să fie mai ușor, să fie... Nu e așa, e așa, dar nu e așa. Îl ajuți, dar nu așa, da? E dinăuntru tău, e doar pentru tine și dominoul se... Și copilul are tot, își vede căile și le deschide, înțelege lucrurile, e plecat de acasă, idee nu ai ce-i cu el, vrei să-l ajuți, vrei nu știu ce, tu nici nu știi cui trimiți banii ăștia, tu nici nu știi cui vii și cumperi casă. Copilul tău, care e ăla, care îl știi tu, că dacă e din tine dominou, că tu ești mamă, copilul ăla e de mult, departe și a organizat viața extraordinară. Și tu te chinui, te gândești, dar trebuie să-l ajuți. Și ca și cum te duci la frânturile divine a copilului tău, care îs unde îs. E percepția ta și trebuie să-l... Nu trebuie să ajuți pe nimeni. E cumva doar dinăuntru și doar cum înțelegi și iarăși e din sănătatea ta. Și copil, dacă vrei, e din sănătatea ta. Înțelegi unde ești? E proiecție, e naștere, e așa, e zămăslire și așa mai... Și e din sănătatea ta. Că vreau să am un copil, că să mă bucur, să-l îmbrac în hăinuțe, să-l cresc, să nu-l cresc, să știu cum îl cresc, să nu știu cum să-l cresc, toată lumea are, să am și eu, da? Îți rup bucățică din sănătatea ta. Știu că sună foarte așa egoistic, dar asta faci și te gândești de două ori. E nevoie de așa ceva sau nu e nevoie? Că dacă e nevoie sau și are nevoie pământul de copii de la tine, ei oricum se proiectează. E din fiul tău, câmpul, e
energetic și toată lumea, toți copiii, de fapt copiii tăi, dacă înțelegi ce zic energetic. Tu ai făcut un copil, de fapt ai făcut tot pământul plin de copii. Și de tine depinde, am zis, ții numai atât cât pentru copilul tău, stai lângă copilul tău, n-ai treabă cu alți copii, de-aia nu susțineam, că la început m-am aruncat, să susțin copiii, să nu știu, dai un program, îl accepți ca să sari mai departe, să înțelegi că ce prostie de program a fost, da. N-ai treabă cu alți copii, n-ai treabă cu alte țări, n-ai treabă cu alte, cu pace, cu război, cu ce se întâmplă, cu e atât cât aici. Treci prin ce ai de trecut. Accepți tot. E un programel. Până te uiți în urmă și îți pun mâine în cap de programelul care tot a fost proiectat de tine. De strămoși, de... Așa. Și acum vezi mai departe cum transform lucrurile și ce se întâmplă. De aia ajungi la un calm total cât de cât echilibrat și vezi dacă ai nevoie de ce să sădești în fața casei, e totul din fildul tău, din sănătatea ta. Și dacă ceva nu crește și nu așa, a fost prea mult sădit, a fost prea... Îți arată sănătatea ta cum e. Bă, acolo nu trebuia, asta nu trebuia. Asta nu a trebuit să mai cumpăr, să o sădesc. Copacul ăla nu mai trebuia să-l aduc. Pentru că mi-arată că e din sănătate. Uite, ca și cum în oglindă, vezi, trebuie să-ți vindeci ceva în tine. Că eu mă gândeam, la început așa înțelegeam lucrurile, că natura preia toată boala sau toată tuie și ea ți-o transmite. Căței, pisicile, la fel. Dar e... îți arată... stop, joc! Nu mai muta, nu mai schimba, nu mai cumpăra, nu mai sădi. Că e din sănătatea ta. Dacă faci asta, uite cum arată organismul tău. Da? Uite așa arată. Dacă ceva nu crește, nu era un copăcel acolo la intrare la noi și brusc a început să se oferească. Domnul, dar până la... Așa din senin, toți copacii în jur sănătoși și ăla, și zice, ce Dumnezeu are? Și îmi zice cineva dintre ai mei, păi, găzăliță, băzăliță, găză, băză, îți arată energetic, ies din sănătatea ta, tot ce te înconjoară, ei. Și acum ieși mai departe și când înțelegi niște lucruri, începe universul să te ajute, hai. Tu ești profesorul la prin ce ai ieșit și ai învățat, da? Și lumea în spatele tău e, dacă e, mai e cineva, e ce ai învățat tu. Și tu mai departe ești ghidată și învățată într-un ocean energetic atuti de tuti. Iarăși școală, iarăși e ca un fel de cum profesorii au să-și facă din asta de upgradare a cunoștințelor și așa, nu știu câte luni, știi, că așa era, se plecase. E ceva de genul și se deschide universul și primești informație și foarte puternic și te zbați acolo ca în nu știu câți volți băgată, numai tu știi. Și e frumos, e superb. Și iară înveți din ce ai înțeles, din ce ai primit și tot așa. Și nu te mai agăți de vârstă, de cum arăți, de tinerețe, hai să-mi întorc tinerețea, hai să-mi... Toate sunt programele. Și să-ți întorci tinerețea, e programel. Păi da, uite, a reușit și a făcut. Da, foarte bine. E din sănătatea ta, încă o dată. Vrei tu din sănătatea ta să te interesează cum arăți pentru lumea din jur? Doar atât cât te uiți în oglindă. Și cu oglinzile asta ziceam că e un programel care te arată pentru că vrea să te învețe ceva. N-ai treabă, e foarte frumos. De-aia și era, la orice vârstă ești ok. N-ai nicio treabă. E totul din sănătatea ta și te gândești de nu știu câte ori, da? De-aia lumea începe să umble nemachiată, nearanjată, e un stil mai, da? Boho, dintotdeauna a fost. Dar n-am știut și, sau am știut, dar m-am aruncat și în alte. Că asta e frumusețea școlii bioenergetice de 20 de ani, de 40, de cât o fi, până e pregătit elevul și începe el să profeseze. Da. Că era
Când am sărit, m-am trezit și am început să învăț, să umblu, să meditez, să învăț cu energiile, cu așa, tot timpul mi-apărea când e pregătit. Și zic, măi, dar să apară cineva care să mă îndrume și să nu, dar eu învățând și eram îndrumată deja, deci în plină viteză. Și mi-apărea tot timpul în gând. Când e gata elevul, apare și profesorul. Și zic, doamne, dar gata, eu vreau să învăț, să nu știu, dar eram în plină viteză de învățare și înțelegere și studiere. Asta facem pe pământ, da? Și ești preluată tot așa, la orice vârstă de a înțelege lucrurile, ești preluată mai departe. Ți se deschide, hai se numește, se deschide altă ușă. Tot ce ți se întâmplă și tot așa.